Polițiștii secției 1, Poliție Rurală Zalău, au organizat miercuri 10 februarie o acțiune pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, pe raza localităților Bocșa și Șamșud, ocazie cu care au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a sancțiunilor se ridică la 2.970 de lei. Totodată au fost reținute două permise de conducere, fiind retras și un certificat de înmatriculare. În aceeași zi, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în cursul lunii ianuarie 2016, un bărbat din Câmpia a tăiat și sustras fără drept 6 arbori nemarcați din pădurea de pe raza localității. În cauză, oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de tăiere ilegală și furt de arbori, fapte prevăzute de legea 46/2008 privind codul silvic.